La Ministerul Apărării a avut loc o întâlnire dintre procurorii militari și comandanții unităților militare ale Armatei Naționale. În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte ale colaborării dintre Procuratura Militară și Ministerul Apărării, cauzele infracțiunilor comise de către militari Armatei Naționale și eventualele soluții privind prevenirea și stoparea cazurilor de infracțiuni în structura militară. Armata Națională a devenit o instituție mult mai transparentă, iar creșterea numărului de infracțiuni depistate în structura militară demonstrează eficientizarea proceselor de cercetare de către structurile abilitate din cadrul Ministerului Apărării, ci nu creșterea criminalității în unitățile militare. Declarația a fost făcută de către generalul de brigadă Igor Cutie, comandantul Comandamentului Forțe Terestre. Eugen Manolache, adjunctul procurorului militar Chișinău, a accentuat unii factori care generează infracțiunile în structura militară. Colega Inga Mihailova a aflat mai multe informații. Domnule Manolache, dumneavoastră ați vorbit despre starea infracțiunilor în Armata Națională. Puteți ne dați câteva date? Deci, în 2011, în Armata Națională, pe teritoriul de servicii de Procuratura Militară Chișinău, s-a făcut generalizarea. Cele mai multe crime sunt infracțiunile ceea ce țin de relații reglementare, abuz de serviciu. Locul 2 se plasează infracțiunile de furt, jaf, tâlhărie, adică infracțiuni ce țin de contrapatrimoniu. Locul 3 sunt dezertările. Noastre, care considerați că sunt factorii care generează aceste infracțiuni? Indisciplina, în primul rând, personală a militarilor care le comit, în special dezertările. Al doilea factor și selectarea posibil, nu la nivel de către centrele militare a recruților pentru Armata Națională, deoarece s-a constat cazuri când unii au fost anterior judecați sau au avut careva contravenții comise până la fi incorporați. Ce considerați că trebuie să fac Armata Națională ca să stopeze infracțiunile? În primul rând, identificat activitatea de profilaxie, este nemijloc și de către comandamentul militar, cât și împreună cu procurorii militari, prin lecții, discursuri, mieți rotunde, de stărui de evitat cazurile, de tăinurie care cu părere de rău mai sunt în rândul anumitor unități militare. Ați avut o întâlnire cu comandanții unităților militare ale Armatei Naționale. Ce s-a pus în discuție și dacă ați ajuns la un numitor comun, care vor fi pașii pe care o să-i întreprindeți în viitor? Deci s-au pus în discuție anume problematica colaborării sau conlucrării, aspectele care au dus la, majorarea infracțiunilor în unele unități militare și s-a convenit să fie intensificată activitatea între procurorii militari și comandamentul militar pentru prevenirea, combaterea infracționalismului în forțele armate. Dar ce părere au comandanții de unități despre starea lucrurilor la capitolul criminalității în structurile militare? Tot Inga Mihailova a discutat cu colonelul Ion Doțenco, comandant brigada Ștefan cel Mare din Chișinău. Domnule colonel, cum comentați dumneavoastră informația apărută în mass media națională referitor la creșterea stării criminalității în Armata Națională? Informația care a parvenit din mass media în societate referitor la creștere, eu aș socoti că ar trebui suplimentar comentată. Din ce cauză a fost creșterea la infracțiuni, la încălcări grave? Părerea mea a crescut din cauza cu unii comandanți, dar nu cu unii comandanți, toți comandanții. Deja nu se întreprind măsuri de a ascunde problemele care sunt în unitățile militare. La sosirea militarilor în termen în unitatea militară, militari în termen deja vin cu unele probleme de acasă care se răsfrângă asupra serviciilor militar. Comandanții întreprind măsuri, văd care este situația în unitatea militară și întreprind oarecare activități. Totodată, toate momentele care persistă în unitatea militară negative se expediază, adică se raportează inclusiv și la eșalonul superior. Nu este cazuri de tăinuire, comandanții nu tăinuiesc cazurile. Din potrivă, se duce un lucru foarte eficient, socot între comandant, sociolog, psiholog, persoanele care se ocupă cu educarea. Asta sunt comandant de pluton, companie, batalion, comandant de brigadă și analizând situația, întreprind măsuri pentru a regula situația în unitate militară. De exemplu, într-o unitate militară nu există deloc probleme, este părere greșită. Soldatul venind, nu toți de la bun început au dorință de a face serviciu militar. Deja este o problemă pentru unitate militară. Unii se eschivează prin diferite metode. Păi sigur că asta duce la traumare câteodată la soldat, eschivare la serviciu prin automutilare sau diferite probleme, relații neregulamentare care nu este dumnealui soldatul instructat când vine în unitatea militară. Păi vine deja unele aspecte și unele tradiții vechi care le implementează unitatea militară. Socot că într-adevăr a fost dată informația în societate, dar nu a fost comentată din ce cauză. Socot că cauza este comandanța, nu tăinuiesc cazurile date. Din potrivă, le scot la iveală, se duce un lucru destul de eficient pentru a combate cazurile date și vă asigur că peste un timp oarecare o să fie minimizat numărul care a fost difuzat în mass media, adică încălcările vor cădea în toate unitățile militare armate. În acest timp
sens vă referiți la conlucrarea mult mai consistentă cu procuratura militară? Da, desigur, eu socot că conlucrarea între unitățile militare și procuratura militară trebuie să fie destul de eficientă. Unele aspecte ceea ce legat de educarea militarilor în termenul ăsta, sigur că le revine comandanților, dar în cazuri când deja apar probleme ca infracțiuni, cum sunt cu regret deodată în Armata Națională, deja în colaborare cu procuratura militară, cazul trebuie studiat până la urmă, ca să fie într-adevăr luate măsurile care sunt necesare, adică dacă s-au contractat oarecare infracțiuni, procuratura militară poate într-adevăr mai departe prelua cercetarea care se desfășoară și militarul, nu importă în termen sau prin contract, să fie tras la răspundere în conformitate cu legea în vigoare. Procuratura militară și unitatea militară ar trebui să colaboreze și pe viitor, deoarece sunt diferite ședințe la care, de exemplu, unitățile militare ne adresăm la procuratura militară pentru a veni și a face o convorbire inclusiv cu militare în termen, militare prin contract pe diferite aspecte, diferite probleme care persistă. Sau să ne învățăm pe greșelile care au fost comise cu ani în Armata Națională. Sunt sentințe de judecate, persoane care au fost judecate, militari prin contract sau militari în termen, unii mai detalat. Sigur că cu mai multă cunoștință pot să ducă la cunoștință procurorii militari. Eu am fost, sunt și voi fi permanent de părerea că unitatea militară trebuie să colaboreze cu procuratura militară, să fim transparenți, să nu fie cazurile tenuite de procuratura militară, deoarece misiunea noastră este comună. Toate cazurile de infracționism și așa mai departe trebuie să fie scoase la iveală și luate măsuri drastice cu persoanele care comit. Dumneavoastră, în calitate de comandant al unei unități militare Armate Naționale, ce măsuri o să întreprindeți în anul curent pentru a stopa cazurile de criminalități? Comandanții au foarte multe pârghii de a influența asupra stării disciplinei militare în toate militare. Sigur că ne bazăm pe conștiința soldatului care vine prin diferite ședințe care se desfășoară suplimentar, să aduce la cunoștință inclusiv și articolul codului penal, nume cu referire la serviciu militar. Sunt diferite ședințe inclusiv, vreau să vă aduc la cunoștință, se desfășoară adunări cu părinții. Eu recent, acum 2 săptămâni în urmă, unii părinți cunosc, au fost deja în vizită în toate militare. Noi am discutat nu numai părțile negative care persistă la unii militari în termen, dar inclusiv și părțile pozitive s-au dus la cunoștință la părinți. Este colaborarea, schimbul de telefoane, colaborarea în tot spectrul cu toți părinții militarilor în termen. Și sigur că sunt foarte multe activități care se desfășoară, ca de exemplu soldatul, adresarea la comandant pe diferite întrebări. Mai facem anchetări anonime, unde soldatul liber poate să-și expui părerea care este a dumnealui. Sunt foarte multe pârghii care comandantul poate afla situația reală sau problemele, necesitățile care sunt la soldați. Totodată pentru a depista persoanele care comit infracțiuni, care sunt lideri negativi în pluton, companie și deja cu deja separată parte să lucrează. Ați vorbit despre conlucrarea militarilor cu psihologul. Eu aș spune că sociologul psiholog care este practic în fiecare unitate militară este iarăși o persoană care acordă foarte mult ajutorul comandant. Sociologul psiholog care prin diferite ședințe, training-uri care desfășoară cu soldații militari în termen, depistează multe probleme care pe urmă le aduce la cunoștință la comandant și deja depinde comandant într-adevăr să întreprindă măsurile necesare și corecte pentru ameliorarea situației disciplinei militare în unitatea militară. Eu aș menționa că în Brigada 2 și în Brigada 1, că am făcut serviciu militar, în Brigada 1 cunosc posibilitățile și capacitățile sociologilor, psihologi și aș menționa că își fac datorie de studiu.
ultima perioadă de timp, rolul comandanților inferiori este tot mai mult conștientizat de comandanții superiori. În acest domeniu, Armata Națională pregătește, ba chiar implementează deja reforme, dar până atunci să vedem ce mai fac sergenții din Brigada 2 Ștefan cel Mare. Câțiva, desigur, deoarece pe toți să-i abordăm nu reușim. Unitatea este mare, plus la asta, durata emisiunii nu ne permite acest lucru. Mă numesc Ban Mariana, sergent de stat major. De cât timp sunteți în armată? În armată activez din luna iunie 2011, până în prezent. Cum s-a întâmplat că ați ajuns în armată? A fost la început o îndrumare de-a soțului de a face catedra militară. Am absolvit cursul de sergență la Academia Militară Alexandru cel Bun în anul 2008. Cursul a durat timp de 4 luni. După aia, în 2011, a fost inițiativa mea să mă încadrez în Forțele Armate, pe care am urmat un curs a rezerviștilor la Cahul din luna mai până în luna iunie, sfârșitul lunii iunie. Care curs v-a părut mai dificil? Primul sau al doilea? A doilea curs a fost mai dificil, a fost un curs mai mult, adică zici, ca un curs de soldat. Practic, pe câmpul de luptă, exact, regim de cazarmă, ca la soldați. Și care a fost durata cursului 2? Aproape 2 luni. După absolvirea doilea curs, am fost încadrată deja în brigada 2. Și la ce funcție sunteți acum? Sergent de stat major, S3, secție operație și instruire. Și la moment activez serviciul chimic. După părerea noastră, care sunt calitățile pe care trebuie să le dețină un subofițer în Armata Națională? Hai să ne referim chiar la acești sergenți. Ele se învață sau trebuie să le ai? Eu zic că ele mai mult se obțin prin muncă de zi cu zi, dar oricum trebuie să fii curajos, ordonat, să poți respecta ca să fii respectat în serviciul militar, voință. Acele cursuri de instruire au fost binevenite pentru dumneavoastră? Au fost binevenite că, sincer, pe mine m-am auto-perfecționat, am regăsit pe mine în unele momente, chiar și în viața cotidiană, zi cu zi și cea militară. Vă place serviciul în armată pe care îl aveți? Da, îmi place, chiar sunt mulțumită. De ce sunteți mulțumită? De ce fac eu tot timpul? Ce fac, fac cu satisfacție, nu mă plâng de un lucru dacă el mie nu-mi place. Cam categoria 2, sergent comandant. Povestește despre viața ta de militar. Cum ai ajuns în armată? Trecând de 18 ani, bine vol m-am dus la primărie, la secția de recrutare, m-am cerut ca să vin la serviciul militar. Ideea cu inițiativa de rămâne pe contract. Din start deja erai decis să rămâi pe contract, da? Pe contract. Dar de ce? Îmi plăcea viața militară, îmi plăcea uniforma militară. Și cum a fost anul de cătănie, în termen? A fost foarte frumos, foarte interesant. După aceea asta l-am rămas în serviciul militar pe contract. Deja din noiembrie 2009, îndeplinesc serviciul militar pe contract. Și de când ești sergent? În 2010. Din 2010 obținut gradul de sergent. Ce înseamnă acest grad pentru tine? O avansare, gradul. Da, în ce constă funcția ta pe care o deții acum? Funcția constă în muzicant al orchestrei. Adică, să înțeleg că tu nu ai treabă cu efectivul în termen, da? Efectivul nu. Particip doar în orchestra militară. Militară a unității. La serviciile interioare din zile, cu muzica de brilez. Dar în orchestră, ce fel de muzicant ești tu? Cânti la un instrument? Sunt la percuții. 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 Și percuții ai învățat-o, bănuiesc, până a venit în armată? Nu, nu am învățat în armată, nu știu. Ai reușit într-un termen atât de scurt să... Da, nu ai ajutor. Percuți tot mai învăț, tot. Îți place percuția? Da. După părerea ta, care sunt calitățile pe care trebuie să le dețin un subofițer, un sergent? Primul și primul rând, disciplină, orarul zilnic, fiind de plin obligațiile funcționale și restul indicațiilor comandanților. În viitor, nu intenționez să-ți îmbogățești cunoștințele în domeniul muzical, nu știu, poate să înveți un alt instrument, alt domeniu. Aș dori, dar nu sunt precis și nu le pot să dau răspuns concret. Sergent Jacobo Nicolae. Povestiți-ne, vă rog, despre viața dumneavoastră de militar. De cât timp sunteți în armată? Sunt în armată din 2009, 16 aprilie. Fost la funcție de comand grupă protecție chimic. După asta la locul cu am pluton. Fost 6 luni. Pe urmă la funcție de plutonie companie. Acum ne plinesc funcția de plutonie companie, companie 2. Aici, în brigada 2. Brigada 2. Ați participat la vreun curs de instruire în această perioadă când sunteți militar în armată? Nu. N-ați fost la curs de instruire. Da. Dar în ce constă funcția pe care o aveți acum? Explicați-ne. Constă funcția în toată gospodărie care se află în companie, tot inventarul, tot echipamentul, tot ținuta care stă pe militar. Aveți legătură și cu efectivul? Da. În ce constă această legătură cu efectivul? Verificarea igiena, corporală, igiena personală, cum este îmbrăcat, cum este îngrijit, curat. Povestiți-ne, vă rog, linii generale, așa, o zi în unitate pe care faci dumneavoastră, de veniți la lucru. Dimineața la 8, instructajul serviciului, mergi dimineața la 8 serviciul cu companie care intră pe urmă, asigur compania cu toate bunurile materiale pentru ședință, de la 8.30 până la ora 13.20. La 13.20 plec cu efectivul la masă, după asta mergem în pregătire pentru ziua de mâine și curățarea teritoriului.
ca superior. Este greu să lucrați cu efectivul în termen? Nu. Dar era greu cu amănuntenți, mult mai bine.